Bună ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa la conferința de presă. Este prima conferință de presă în calitate de candidat la președinția Consiliului Județean, alături de colegul meu, domnul Sorin Umbrărescu, candidat la primăria Bacău. Temele de astăzi sunt două: situația deschiderea anului școlar și, doi, modul de gestionare a pandemiei la nivelul județului Bacău. Pentru cele două teme, prima o să vorbească domnul Sorin Umbrărescu privind deschiderea anului școlar și ulterior o să vorbesc eu despre modul de gestionare a pandemiei la nivelul județului Bacău. Mulțumesc, poftim, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Voi pleca în discursul meu de la realitățile băcăoane, mai ales realitățile municipiului. Am văzut în ultima perioadă mai multe intervenții ale actualului primar. Cea mai elocventă a fost cea în care s-a categorisit ca primarul zero, primarul zero realizări și primarul care își mai dorește cu siguranță un mandat doar pentru a avea o funcție bine plătită. În ceea ce privește învățământul băcăoan, din păcate ne aflăm la un moment de cruce, în sensul în care asistăm în ședințele Consiliului Local din ultimele 10 zile deja la 3 rectificări bugetare, alocări în ultimele ședințe de aproximativ 4 milioane de lei, alocări care însă nu sunt justificate de către inițiatorul respectiv, actualul edil. Motiv pentru care în continuare persistă motive de îngrijorare evidente din partea cadrelor didactice, din partea părinților și chiar al copiilor, cu privire la începerea acestui nou an școlar. De ce spun motive de îngrijorare? În primul rând, la ora actuală, nu se știe scenariul în care vom începe școala. Nu se știe dacă, într-adevăr, avem scenariul galben sau vom merge pe scenariul roșu. Dar chiar și în scenariul galben, care ar trebui să permită începerea în sistemul hibrid a școlilor, nu există deocamdată nici o preocupare activă din partea actualei administrații. Mai mult decât atât, am astăzi, din discuțiile avute cu reprezentanții ai Comitetului de Părinți pe municipiul Bacău, reiese că ultimul ordin dat și neimplicarea autorităților ar face aproape imposibilă deschiderea noului an școlar. De ce vă spun acest lucru? Tocmai prin instituirea obligativității prezentării de către copii a adeverinței medicale și a avizului epidemiologic la începerea noului an școlar sau în condițiile în care aceștia lipsesc mai mult de 3 zile de la cursurile organizate în formula fizică. Sistemul hibrid ar presupune așadar că pentru copiii care stau o săptămână acasă, în săptămâna în care vor reveni la școală, ei trebuie să prezinte aceste adeverințe medicale și acest aviz epidemiologic. Doctorii se plâng că aglomerarea la cabinete va fi una masivă, ceea ce ar putea să ducă la infectări ale copiilor, întrucât eliberarea acestor documente se poate face doar în formatul fizic, astfel că se constată și constat o debandadă totală cu privire la organizarea începerii noului an școlar. Eu mă alătur Comitetului de Părinți în a cere ca autoritățile să vină odată și să spună clar care sunt formele în care va începe școala, care sunt până la urmă documentele cerute copiilor, dacă într-adevăr este nevoie de aceste documente să fie cerute de în ultima zi. Până la urmă, vineri va fi singura zi lucrătoare, adică mâine, luni vom începe școala și încă nu știm cum vom începe școala. Este evident că actuala administrație nu face absolut nimic pentru a detensiona până la urmă neliniștile părinților. Nu se întâmplă absolut nimic cu privire la a crea acel mediu sănătos în care copiii și cadrele didactice să poată să înceapă școală. Am propus în intervențiile mele și am arătat de multe ori că
se impune obligatoriu ca, virgulă, cadrele didactice să fie testate pentru acest COVID, până la ora actuală nu s-a întâmplat nimic. Pe de altă parte, am auzit că actualul primar ar avea în intenție să încheie cu o firmă privată o procedură similară cu cea din scandalul măștilor cu privire la faptul că este necesar ca în caietul de sarcini să se treacă că firma care va livra un anumit număr de tablete efectiv să le și ară, să și le aibă în patrimoniu, ceea ce înseamnă că vom avea din nou un scandal gen al măștilor chirurgicale pe 115 milioane care au fost achiziționate de către guvern, astfel că acel dosar a ajuns la DNA și s-a blocat această inițiativă. Eu cred că și la Bacău cu siguranță vom fi în aceeași situație, având în vedere lipsa de credibilitate a actualului primar. Pe de altă parte, țin să reamintesc că mare parte din cadrele didactice în această perioadă s-au informat, s-au pregătit pentru a începe noul an școlar, ba mai mult decât atât, au pregătit și elevii și pe părinți în a-și deschide conturi pe cele două platforme, Google și Microsoft, în așa fel încât școala online să poată să fie activă începând cu data de 14 septembrie. Efortul lor nu trebuie să fie diminuat de inițiative pur și simplu electorale aruncate în ultimele două zile până la începerea anului școlar și în mijlocul acestei campanii, în sensul că s-ar distruge tot efortul făcut până acum de a permite ca la acest moment, 14 septembrie, școala chiar să poată să se desfășoare și în formatul online. Mai ales având în vedere că la Bacău ea se va desfășura și online și în formatul fizic, sperăm noi. Motiv pentru care eu țin să arăt că mesajul cadrelor didactice este acela de a nu schimba ceea ce s-a făcut bun până la acum, până la momentul actual, până la momentul la care părinții au deja experiența, hai să spunem, unor încercări reușite de a-și conecta copiii alături de cadrele didactice. Noi am propus și eu cel puțin am susținut că ar fi bine ca școala să înceapă în primele două săptămâni în formatul online, tocmai pentru ca să vedem în ce măsură rata de infectare ar crește sau s-ar menține la nivelul zero în rândul cadrelor didactice, cu atât mai mult cu cât 27 septembrie este ziua alegerilor și s-ar fi evitat până la momentul 27, 28, 29 ar fi fost și posibilă o dezinfecție completă a instituțiilor de învățământ, în așa fel încât copiii să poată începe după cele două săptămâni o școală în modelul hibrid. Toate aceste propuneri ale mele văd că sunt ignorate, li se dă o conotație pur și simplu politicianistă de către un primar cu zero rezultate, astfel încât tot acest demers politicianist până la urmă și chiar electoral se vede cu ochiul liber, nu face decât să ducă până la urmă la continuarea acestei situații de incertitudine a copiilor, a părinților, a bunicilor și până la urmă și a tuturor cadrelor didactice. Școala trebuie să înceapă, dar m-aș fi așteptat ca până cel puțin cu o săptămână înainte să fie existat toată procedura necesară pentru ca această școală să fie sigură, o școală în care copilul și părintele său să fie siguri că nu au a se infecta, nu au a suferi de datorită incompetenței autorităților administrative. Ne dorim ca începerea noului an școlar să nu fie o povară pentru copii, pentru părinți. Ne dorim ca începerea noului an școlar să poată să se facă într-adevăr în condițiile în care atât cadrele didactice cât și tot personalul auxiliar să le fie garantată siguranța în școală. Și ne dorim cu siguranță ca alături de copii și de către părinții și cadrele didactice să contribuim la acel mediu sănătos în care copiii noștri să își desăvârșească viitor. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, Sorin. Eu, fiind prima ieșire într-o conferință de presă în calitate de candidat, am să fac o scurtă precizare.
cum îmi doresc să fie campania și ce am vrut să fac și ce vreau să fac în această campanie. Evident că dumneavoastră mă cunoașteți, știți foarte bine că nu am mai fost într-o campanie electorală, este prima dată, și am ales ca această campanie să fie făcută prin ceea ce înseamnă realizarea unor proiecte, prin fapte, prin ceea ce s-a realizat și ceea ce vreau să fac în continuare, fără să fac referiri la persoane decât la acte administrative. Nu pot să nu observ și din spațiu public și din deciziile care se iau în acest moment că există la nivelul județului Bacău o stare de, ca să zic așa, haotică referitoare la modul cum se gestionează această pandemie. Vă vorbesc în calitate de fost prefect și fost subprefect, în calitate de om care am condus o perioadă servicii publice deconcentrate și care știu ce înseamnă asumarea unor decizii. Observ că în aprilie 2020 s-a anunțat la Bacău Spitalul Regional Unic în Moldova, Spitalul Regional Modular, dotat și pregătit pentru a înfrunta această pandemie, care făcea parte, așa cum spunea fostul prefect, dintr-o strategie clară existentă la nivelul județului Bacău, care să ne protejeze pe toți locuitorii acestui județ. Concluzia e simplă și a spus-o actualul prefect, pe care îl cunosc, am lucrat cu dânsul. Am rămas cel puțin vexat, ca și dumneavoastră, cred, ca și populația Bacăului, să aflu că acel spital modular de 3 milioane de euro ar trebui vândut și apoi dat prin donație autorităților locale. N-am înțeles. Nu știu ce înseamnă, vă spun sincer. Nu am văzut până acum o asemenea abordare. Este, dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs, evident. 3 milioane de euro să-i jucăm dintr-o parte în alta și să n-aibă niciun efect, niciun efect asupra sănătății băcăoanului, nu știu dacă poate fi ceva mai concludent. Ieri am fost la Spitalul Județean Bacău, unde se lucrează la extinderea secției de radioterapie, construirea celui de-al doilea buncăr. Anul trecut, în, dacă nu mă înșel, 25 octombrie, se semna un contract de furnizare a acceleratorului de particule. Accelerator prins în fișa de buget la Ministerul Sănătății. Atunci, în 2020, nu mai este prins, a fost tăiat din finanțare, ceea ce a făcut ca și Consiliul Județean să se împrumute pentru a asigura acceleratorul de particule. Evident că facem o comparație. 3 milioane de euro cheltuite inutil, incompetent și irresponsabil și 3 milioane de euro cu un efect direct asupra sănătății băcăoanilor. Nu înțeleg acest joc, să zic, electoral. Chiar electoral, pentru că acel spital n-are nicio utilitate în acest moment. Nu înțeleg și ce soluție s-ar găsi ca să-l facă funcționa. Dânșii afirmau la un moment dat cu emfază că e cel mai modern, livrat de Unifarm, montat de Ministerul Apărării. Constatăm că se desumflă ușor, ușor acel cort. Ca să nu mai zic și pe terenul de sport, în care și copiii aveau acolo unde să-și desfășoare antrenamentele. Această strategie clară, așa cum rituos afirma domnul fost prefect, a dus la un rezultat clar. Suntem pe locul 2 după București ca și
rata de infecții la COVID. Nu știu dacă dumneavoastră vă simțiți protejați, eu nu. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări. Întrebări pentru ambii candidați și după aceea pentru fiecare în parte. De fapt, o constatare. În fiecare moment al alegerilor am pus aceeași întrebare. De ce arhitecții băcăuani nu sunt consultați încă de la început de mandat? Ce aveți de gând să faceți? Pentru că ei sunt cei care pot să gestioneze, să zic așa, ceea ce se întâmplă cu aspectul orașului, dar nu numai cu asta, cu ceea ce poate crea condiții ca oamenii orașului, oamenii orașelor băcăuani, să poată să-și petreacă timpul liber. Dacă n-ar fi fost Cancicov, nu știu unde s-ar fi dus băcăuani acum la primar, unde și-ar fi dus copiii. Deci rugămintea mea, veți gândi, gândiți să acționați cu arhitecții. Și a doua întrebare pentru domnul Ivancea. Rugămintea mea este, în strategia județului Bacău, scrie, aș spune, în opinia mea, sigur, o aberație. Bacăul, județ de tranzit, județ de turism de tranzit. Păi dacă într-o strategie de 20-30 de ani spui că este turism de tranzit în județul Bacău, dintr-o dată orice elan, să zice, sau interes al unor investitori, zic eu că scade. De asemenea, în acest fel, practic, nu mai există oportunități pentru o serie de lucruri, de obiective, de trasee turistice excepționale pentru județul Bacău. Sunt zone în județul Bacău care, care pur și simplu nu sunt exploatate. Iar o parte, o jumătate de județul Bacău, în estul Siretului, practic nu există nicio pensiune. Aveți de gând în turism sau aveți în proiectele dumneavoastră ceva legat de turism? Mulțumesc! O să răspund eu sau domnul primar, dar o să răspund și eu. Având în vedere că întrebarea domnului Cefariu era cu privire la municipiu, cred eu mai mult, mă consider, hai să spunem, privilegiat să-i răspund. Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în Bacău, în domeniul arhitecturii urbane și al, hai să spunem, planificării până la urmă a viitorului urbanistic al municipiului Bacău, este o rușine. De ce spun acest lucru? Fiindcă eu nu am văzut să fie consultați până la urmă un grup sau până la urmă ordinul arhitecților pe Bacău în integralitatea sa cu privire la modul de planificare și dezvoltare urbană a municipiului Bacău. Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani sunt, din păcate, creațiile doar unei singure sau unor unui, două, trei maxim persoane. Pentru mine este deranjant faptul că în ultimii 30 de ani în municipiul Bacău nu avem o clădire efectiv sau un, hai să spunem, o construcție arhitectonică nouă cu valoare pentru municipiul Bacău. Nu avem nici în domeniul creației, să spunem, intelectuale, al sculpturilor, al statuilor sau până la urmă al acestor monumente care să privească și partea neo a culturii din acest punct de vedere, cu excepția monumentului arhitectonic inaugurat anul trecut din Piața Catedralei. Eu nu am văzut să avem ceva reprezentativ, dar încă o dată ceva reprezentativ din care să ne permită să ne ancorăm în actuala realitate europeană. Din punctul meu de vedere, trăim într-o realitate post-comunistă, chiar sovietică, aș putea să spunem. Ea se vede până și în arhitectura urbană a multor dintre blocurile construite în acest municipiu, care respectă până la urmă acele cerințe minimale din perioada comunistă. Eu nu văd decât cu puține excepții clădiri noi cu geamuri mari, clădiri noi care să aibă până la urmă arhitectonică urbană neomodernistă și până la urmă dată de actualitatea europeană și actualitatea mondială, ar trebui poate pentru acest lucru ca viitorul arhitect șef al orașului să fie un arhitect
poate școlit mult mai bine, nu numai la Mincu în București. Sunt arhitecți. Cu siguranță, da, și știți foarte bine că arhitecții din Bacău sunt cei care au proiectat și Catedrala Mântuirii Neamului din București. Da, avem cu siguranță și la noi aici, dar încă o dată eu cred că și un stadiu de pregătire sau până la urmă ideile, conștiința viitorului arhitect șef trebuie să fie o conștiință îndreptată spre modernism, spre actualitatea, pur și simplu, și realitatea pe care le presupun anii 2020. Și o zonă pietonală. Cu siguranță că și această... O zonă pietonală, pentru că... Dar sunt proiecte, asta e... Eu vă invit, dacă veți... Domnul Cefariu, să nu credeți că vă întrerup, dar nu. Știți foarte bine că a fost lansată inițiativa unui acord de asociere cu privire la zona stadionului, o zonă care ar trebui să fie lărgită, complementară cea a parcului Cancicov, în sensul în care trebuie să beneficiem de acest spațiu în care îl avem în zona aceasta și să facă legătura dintre parcul Cancicov și zona sportivă a acestui municipiu, ar trebui ca această zonă, printr-un regulament, eu din punctul meu de vedere ca primar, aș propune și voi propune un concurs arhitectonic pentru sistematizarea acestei întregi zone în care să se dea o complementaritate parcului Cancicov. Pe de altă parte, ceea ce se întâmplă la momentul actual cu parcul Cancicov, inclusiv cu aleile de acces în parcul Cancicov, care prezintă o serie de pericole atât pentru copii cât și pentru vârstnici, trebuie să dispară și ele vor fi remediate în primele luni. Dar pe de altă parte, referitor la turism și la, haideți să spunem noi că e turismul de tranzit. În programul pe care îl propun băcăuanilor este și acel turism sportiv. Turismul sportiv presupune până la urmă valorificarea tuturor facilităților pe care le avem la acest moment, respectiv bazinul olimpic, respectiv sala de atletism, astfel că s-a desprins din discuțiile avute cu băcăuanii și acest turism sportiv. Până la urmă, ce înseamnă acest turism sportiv? Este până la urmă un turism de tranzit, fiindcă el se desfășoară periodic în municipiul Bacău și nu numai, și în celelalte localități, dar presupune prezența sporadică a unui foarte număr mare de sportivi, antrenori și toți cei care însoțesc aceste staff-uri, astfel încât Bacăul să capete din ce în ce mai mult acea însuflețire dată, mai ales de sportiv, fiindcă noi avem o tradiție în domeniul sportiv și care, cu siguranță, să insufle până la urmă tuturor sportivilor băcăuani și nouă băcăuanilor, în primul rând, acel sentiment că sportul este un catalizator și că sportul poate să devină și o sursă economică. Vă dau un exemplu, s-a ridicat problema competițiilor de judo, fiindcă orașe cu o capacitate organizatorică mult mai mică decât a noastră, a Bacăului, obțin profit, obțin popularitate și pot să-și promoveze până la urmă facilitățile și mediul investițional pe care îl are Bacău. Da, în programul meu există acest lucru, programul meu este complementar cel al președintelui Consiliului Județean și da, acest turism, din punctul meu de vedere sportiv, poate să ocupe această nișă de turism de tranzit în municipiul Bacău și în județ, cu siguranță. Mulțumesc, Sorin. Dacă îmi permite să răspund și eu la întrebarea noastră. Eu am să vă spun că eu deja am consultat arhitect, știți foarte bine că în calitate și de subprefect, de prefect, m-am ocupat de refacerea clădirii de patrimoniu la instituția prefectului. Și n-am făcut acest lucru de capul meu, m-am consultat cu arhitectul Angel, unul dintre cei mai vechi restauratori. Deci știți că sunt arhitecți buni, bă. Da, știu că sunt și îi consult. Deci nu, i-am consultat și o să-i consultăm în continuare, pentru că eu nu cred într-un om care le știe pe toate. Cred în oameni care au fiecare câte o specialitate și de care noi trebuie să ne folosim pentru treaba asta. Ca să putem să avem rezultate, nu putem să le știm pe toate, să ajungem să vorbim la modul general și de fapt să nu facem nimic. Cred că asta ar fi o cheie a succesului în orice domeniu de activitate. Dacă sunt medic, să fiu medic, dacă sunt inginer, să fac inginerie, sau dacă sunt în zona administrației publice, să fac administrație publică. Dar, referitor la ce a spus noastră la strategia județului, eu vă spun că odată cu aeroportul internațional Bacău, cu modernizarea aeroportului internațional Bacău,
cu creșterea suprafeții portante la pista nouă, apoi odată cu centura, cu realizarea centurii și darea în trafic și cu susținerea autostrăzii a 13, se creionează un proiect extrem de important pentru Bacău, nu de tranzit, de comerț, un nod comercial, un nod comercial care să aducă și investitori. Este, eu văd ca un lucru concret și evident că în parteneriat cu primăria Bacău, cu vom face de așa natură încât să avem parteneriate comune pentru a realiza, a aduce și turiști în județul Bacău. Un exemplu bun, cred că a fost săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, sau acum două săptămâni, turul colinelor. Dacă eu am fost toată zona de acolo săptămâna trecută, în weekend, să știți că este extrem, extrem de frumoasă. Extrem de frumoasă și o să rămâne surprins să vedeți ce asfaltată e. Adică ce drumuri bune sunt. A fost apreciată de sportivi din întreaga țară. Cred că cu aceste genuri de activități sportive care să promoveze județul Bacău și să arate județul Bacău, nu ca un oraș, ca un județ care e undeva după Carpați. Avem o singură șansă pe care o și văd. Șansa este să străpungem Carpații pe la Oituz și atunci aducem și dezvoltare în județul Bacău. Altfel, vorbim de turism, dar într-o zonă închisă, într-o zonă în care doar noi știm. Vă rog, dacă mai sunt întrebări, vă rog. Două întrebări. Una va viza sănătatea băcăuanilor, a doua cultura. Prima întrebare. S-a semnat între Ministerul Învățământului și Ministerul Sănătății un ordin comun care se referă la activitatea de prevenție în școli odată cu începerea anului școlar. În sensul că fiecare școală, prin acest ordin, este obligată să asigure un cadru medical, fie medic, fie asistent, care să supravegheze starea de sănătate a micuților. V-aș întreba, la nivelul municipiului Bacău, asistența medicală școlară există? Mai există? Asta ar fi prima întrebare. Pentru domnul Umbrăle. A doua întrebare vizează cultura. Se vorbește în actuala campanie electorală, de fapt toți candidații fac referire la sănătate, dezvoltare economică, nivel de trai, locuri de parcare. Nu am auzit pe nimeni vorbind despre cultură. Băcăuanii au nevoie și de cultură. Și așa cum s-a vorbit înainte și a amintit colegul Cepariu despre clădirile noastre de patrimoniu. Avem în centrul Bacăului clădirea Teatrului Bacovia. Văd că niciun candidat nu se referă la starea dezastruoasă în care se află această clădire de patrimoniu. Dacă viitoarea administrație își va exprima un drept de preemțiune, să investesc bani în tot felul de, nu știu, panseluce și borduri, nu credeți că Bacăul ar trebui să beneficieze de o sală de teatru corespunzătoare? Avem de asemenea Filarmonica Mihail Jora, o clădire cu o vechime de 45 de ani, nu a trecut prin niciun ciclu de reparații capitale și de modernizare. Ce își propune viitoarea conducere a municipiului, poate chiar și a județului, referitor la aceste două clădiri, referitor la viața culturală a băcăuanilor? Mulțumesc! O să-mi permit să răspund, eu iau în ordine inversă să răspund la întrebarea noastră referitoare la cultură. Într-adevăr, eu nu am pomenit până acum, nu am spus lucrul ăsta, nu mi-am prezentat, nici n-am fost într-o emisiune să-mi detaliez ce îmi doresc să fac la nivelul Consiliului Județean și la nivelul județului, dar unul din punctele pe programul de guvernare locală pe care l-am, reprezintă reconstituirea sau refacerea monumentelor de patrimoniu la nivelul întregului județ. Dacă pentru a fi, să zic, credibil din punctul ăsta de vedere, am să vă spun că atunci când am fost subprefect, la asta m-am gândit. De asta m-am ocupat de clădirea instituției prefectului. De asta m-am ocupat de Palatul Administrativ și intenționez la nivelul întregului județ să dezvolt acest program, să pot face parteneriate publice, private pentru refacerea acestora. Un exemplu l-am tot de acolo, în care am încheiat un parteneriat cu o societate care
a pus pe clădirea instituției și a scos-o pe clădirea Palatul Administrativ, a scos-o în evidență. Aș vrea să-i dau și lui Sorin să răspundă. Mulțumesc. Cât privește cabinetele școlare? Din câte știu eu, există 16 cabinete la nivelul municipiului Bacău. Din păcate, ele nu sunt deservite în totalitate de către medici cu atribuții, sau să spunem, cu specializarea în medicina aceasta școlară, ci există și multe asistente care suplinesc de cele mai multe ori această lipsă. De altfel, în perioada pandemiei, cea mai mare parte a acestor deservenți, respectiv asistente și medici școlari, au făcut parte din linia întâi. Ei au fost alături de ceilalți medici, mai ales la UCU și la Triere, și au lucrat. De altfel, mulți dintre ei au rămas în continuare nerecompensați pentru efortul depus în prima linie în acea perioadă de tristă amintire din istoria noastră. Pe de altă parte, cât privește acel ordin comun, vă spuneam și la început, acel ordin comun nu vorbește numai de aceste cabinete școlare care cu siguranță în mandatul meu de primar vor exista în fiecare școală și în fiecare liceu din acest municipiu, dar vorbește și de ceea ce vă spuneam, de documente cerute pe pe ultimul metru înainte de a începe noul an școlar, ceea ce reprezintă un minus. Am uitat să spun că, de fapt, autoritățile noastre au fost pregătite din punct de vedere legislativ încă de pe 25 august prin variția OG-ului 161, care reglementa modalitatea în care ar trebui să se poarte dialogul dintre consiliile de administrație și comitetele de părinți. Iată, au trecut 2 săptămâni și acel dialog aproape că de-abia acum se desfășoară. În ceea ce privește teatrul municipal, să nu uităm totuși că el a suferit la un moment dat de despre o lucrare care, din păcate, nu a fost o lucrare perenă care să reziste pe acea perioadă pe care ți-o dă până la urmă 30 de ani cât reprezintă garanția dată pentru execuția lucrărilor. A fost o lucrare care nu a fost, cred eu, și datorită faptului că arhitecții consultați la momentul respectiv nu au avut expertiza necesară pentru a prevedea gradul de uzură al acesteia. Din păcate, există și hotelul alăturat, care nu este în proprietatea municipiului și care, da, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne exercităm dreptul de preemțiune, fiindcă el face parte din patrimoniul municipiului Bacău și alături de Casa Vasile Alexandrii, achiziționată recent de Consiliul Județean, și cele pe care George Bacovea, care încă le avem, el ar trebui să fie parte a culturii noastre și, din punctul meu de vedere, și ca și consilier județean, am votat tot timpul pentru achiziționarea tuturor monumentelor, tuturor proprietăților cu valoare de monument, care au fost scoase la vânzare de către proprietari, și mi-am exprimat tot timpul că județul Bacău, municipiile în general, ar trebui să achiziționeze aceste proprietăți. Cât privește ultima dumneavoastră întrebare cu privire la filarmonică, ca și consilier județean și președinte al Comisiei Economice, noi am votat în Consiliul Județean, s-au alocat sumele necesare pentru o reparație capitală a acestei clădiri, în sensul în care se va reface în totalitate instalația de încălzire, izolația exterioară, geamurile, izolația interioară, băile și căile de acces. Se află în procedura de implementare a acest proiect, astfel că cât de curând se va da drumul la licitație, iar eu cred că în anul 2021 se va da startul lucrărilor de renovare completă a acestei instituții, o instituție până la urmă de cultură care va răspunde tuturor exigențelor municipiului Bacău. Aș încheia prin a spune că, spre deosebire de bârfele existente, la Bacău se face cultură. La Bacău trebuie în primul rând impulsionați din punct de vedere al deschiderii pe care primăria trebuie să o arate instituțiilor de cultură, în sensul de a oferi atât partea financiară, cât și suportul moral ca artiștii, ca oamenii de cultură, să creadă în sfârșit
că primăria este alături de ei și că, virgulă, cultura nu reprezintă un moft, ci reprezintă o parte integrantă a vieții noastre și, da, de cultură avem nevoie și, da, prin cultură suntem și rămânem oameni. Mulțumesc. Eu aș mai avea o completare la modul de gestionare a pandemiei la nivelul județului Bacău. Un lucru care l-am sesizat și cred că nu numai eu, cred că și noastră, ca și locuitori ai județului, a municipiului, observ că toate măsurile care se iau în acest moment constau în următoare. Control, control și iar control la Horeca. Cum putem noi să așteptăm de la cei care sunt mici întreprinzători sau care își dezvoltă o afacere că în aceste vremuri grele stau pe capul lor tot felul de controle. Că sunt de la DSP, că sunt de la ISU, că sunt de la DSV. Nu înțeleg de ce, știm foarte bine că există o lege a prevenției. O îndrumare metodologică, înțeleg. Dar am primit nenumărate plângeri din punctul ăsta de vedere. Și ca să nu mai zic, ca să punem la un moment dat, chiar apare suspect că unul dintre candidații noștri, începând de ieri, este controlat la sânge în perioada campaniei electorale. A venit și garda de mediu și garda forestieră. E totuși o întâmplare, presupun. Nu este o practică. Totuși, legând cele două, cred că undeva și așa cetățeanul este greu încercat de pandemie și se ferește cum poate, cred că controlele care trebuie să desfășoare pentru restaurante, terase, care și așa, când se închid, când se deschid, sunt niște măsuri haotice, se văd cu ochiul liber, nu trebuie să le constat eu. Dar totuși trebuie atras atenția public actualilor guvernanți că trebuie să vină în sprijinul celor care aduc venit la bugetul de stat. Și nu să-i omoare cu genul ăsta de controle sau să-și omoare contracandidatul prin control. Asta am vrut să mai aduc în atenția noastră. Dacă mai sunt întrebări pentru noi, vă rog. Sunteți deschiși unei dezbateri publice cu ceilalți contracandidați? N-am nicio problemă, sigur că da. Chiar mi-aș dori să am o confruntare pe proiecte și nu pe teme generaliste. Să vedem exact fiecare dintre ceilalți contracandidați ce au realizat. Eu v-am spus, mi-am început campania și îmi continui campania prin a inventaria proiectele de la nivelul județului Bacău, la care am participat. Nu la care nu am participat. La care am participat. La care am dat o mână de ajutor. La care mi-a făcut datoria de prefect și de subprefect. Și nu... Și ceea ce vreau să fac în continuare. Nu, din alte puncte de vedere, chiar asta. Că eu nu cred că o să dezvoltăm Bacău prin vorbe. Să ne trezim peste 4 ani de zile, că venim cu justificări în fața noastră și să vă spunem, domnule, știți, nu am reușit să facem lucrul ăsta. De ce? Din cauza pandemiei, din cauza vechii guvernări, din cauza actualei guvernări. Eu cred că ceea ce urmează, în continuare, va fi o criză economică. Și o criză, într-o criză economică contează eficiența actului administrativ și priceperea în a găsi soluții la situații aproape imposibile. Cred că asta face diferența. Trebuie să ne gândim că pe viitor, după 27, există viață și după 27 septembrie. Ori după 27, cred că de acolo începe greu. De acolo începe să găsești surse de finanțare și să aplici, să pui în practică ceea ce ți-ai propus să faci. Ca peste 4 ani să nu venim cu justificări. Și mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Miercuri 2 august, prefectul de Bacău, domnul Ailenei, ne-a anunțat că inaugurarea brațului vestic al centurii va întârzia cu 2-3 săptămâni, deoarece este necesar un aviz de la Ministerul Apărării Naționale. A doua zi, la orele 10, centura s-a inaugurat. Cum vă explicați dumneavoastră acest,
această dezinformare, fie a prefectului, fie a președintelui Partidului Național Liberal. Deci, prefectul liberal miercuri ne anunță că nu, joi se dă drumul. Cum vă explicați? Haideți că, să știți că e o temă care îmi place foarte mult. E o temă la care mi-ați ridicat-o minge la fileu și uitasem să spun de acest lucru. Nu asta îmi propusesem, dar vă spun, știți că la predarea mandatului o să iau un pic mai larg, chiar dacă vă țin un... La predarea mandatului am făcut un raport de activitate în care am prezentat punctual în ce stadiu se află avizările și autorizările de la centură, de la variantă ocolitoare. Eu vă spun că în ciuda faptului că acum își pun la butonieră și se laudă că n-au deschis cu fast centura și n-au tăiat o pamă acolo, da? Dar în schimb, într-un mod oarecum, să zic așa subtil, și-au etalat-o. Am finanțat-o. Am lăsat proiectul să meargă, da? Păi, vă spun, cel mai greu a fost până în decembrie, până am scos toate autorizațiile și avizele, 84 de întâlniri, 400 de acte administrative, justificări pe mediu, cu studiu de impact, fără studiu de impact, că altfel centura n-ar fi fost în stadiul ăsta. Și acum două luni de zile, când era gata centura de vest și se putea da drumul, nu s-a dat drumul. Am ieșit public și am spus... Nu sunt impedimente în a da drumul la varianta ocolitoare. Nu sunt impedimente. N-aveau de ce să fie. Că în partea cealaltă, acolo nu era Natura 2000. Că a cerut clarificări Comisia Europeană din ianuarie și le-ai trimis de bea acum. Asta înseamnă eficiență? Asta înseamnă grupul de lucru pe care l-am format? A mai fost? S-a mai întâlnit vreodată? Au stat în doi plopi, s-au chinuit. Să-i dea drumul să dea drumul să creeze front de lucru antreprenorului. Și evident că cred că nici prefectul n-avea de unde să știe cu ce se întâmplă pe varianta ocolitoare. Pentru că acolo s-a făcut pur electoral. Adică de două luni de zile putea să dea drumul la centură, dar drumul taman în campania electorală. Foarte bine, nicio problemă. Dar, să știți, te poți împodobi cu penele altuia, dar nu poți zbura cu ele. Și de aici apar anumite inadvertențe în neînțelegerea actului administrativ. Pe de o parte spui că ai nevoie de un aviz ca să dai drumul, pe de altă parte spui că domnule, mai durează. Dacă luăm toate declarațiile la rând, și a domnului ministru Bode, și a contracandidatului, și a prefectului, o să vedeți că toate se bat cap în cap. Și am o datorie față de anumiți cetățeni cărora le-am promis exproprierea, adică să-și încaseze banii pe terenuri. Au rămas într-o anumită fază, nu s-a mai făcut niciun pas, nu știu ce documentație au mai plecat la București, dar eu nu am văzut vreo hotărâre de guvern ulterioară prin care să văd că cetățeanul a primit banul. Nu am mai văzut. Ne-am oprit la stadiul în care erau doar locuințe, imobilele, care oamenii și-au încasat... au încasat banii pe locuințe, au încasat despăgubirea, dar pe celelalte terenuri nu mai știu să fi plecat. Eu știam că monitorizam săptămânal câte documentații s-au făcut. Oamenii au rămas totuși nemulțumiți pentru că terenul, e adevărat, aparține statului acum și se poate lucra pe centură. Dar nu și-au încasat banii. Evident că vine tot în partea celor care au muncit să tragă ponoasele. Dar acolo este un proces îndelungat și procesul ăla îndelungat trebuia să fie continuat. Nu ieșeam public să spun lucrul ăsta dacă nu văd bâlbâiala asta administrativă pe care o promovează. Da. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc frumos.